Stoianu, atacuri devastatoare la adresa lui Teodor Melecanu-i George Maior. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, a lansat atacuri extrem de dure la adresa ministrului de externe, Teodor Melecanu, dar și la adresa ambasadorului României în SUA, George Maior. Pleoianu îi cere lui Melecanu să ia măsuri împotriva ambasadorului George Maior, din cauza sfidrii acestuia la adresa Parlamentului. Domnule Melecanu, vă mulțumesc mult pentru ceva inut de cuvânt. Sau. Nu va inut. Anul trecut, în luna iunie, când i-am solicitat ministrului de externe o reacție față de modul sfiditor în care distinsul George Maior a înțeles să nu răspund la întrebările pe care i le-am adresat în cadrul Comisiei Sufrageria, domnul Melecanu mi-a răspuns prompt, chiar pe pagina sa de Facebook, asigurându-mi că va avea o poziție oficială după votarea raportului final al Comisiei de Anchetă. De atunci, a trecut aproape un an. Iar raportul final al Comisiei de Anchetă a fost citit, dezbătut și votat în Parlament în luna ianuarie. Îi mulțumesc pe această cale ministrului nostru de externe pentru faptul de a nu fi întreprins absolut nimic în ceea ce îl privește pe distinsul domn Maior. Punct. Între timp, s-a aflat că domnul Maior a fost un mare semnatar de protocoale secrete, între SRI, practic, toate instituțiile din univers. Iată, deci, încă un motiv pentru ca ministrul nostru de externe să-i solicite președintelui României rechemarea ambasadorului Maior, adică să demareze un proces similar cu cel al revocrii distinsei sufrageriste Covesi. Ei bine, domnul Melecanu n-are absolut nicio reacție nici acum. Bravo, domnule ministru! Ne luptăm cu statul la paralel de abia mai putem să ne micem prin cas la sfârșitul zilei de epuizai ce suntem. În ceea ce privește prodigioasa activitate de dies sufrageristă a domnului George Maior, i-am solicitat ministrului de externe, încă din luna ianuarie, măsuri ferme imediate. În raportul final al Comisiei Sufrageria, scriam exact așa. Dat fiind probarea indubitabilă a întâlnirii care a avut loc acasă la Gabriel Oprea, în seara turului 2 ale alegerilor prezidențiale din anul 2009, unde au participat Procurorul General al României, doamna Laura Codroa Covesi, actual procuror, efal Direcției Naționale Anticorupție, directorul SRI domnul George Maior, actual ambasador al României în SUA, și prim adjunctul SRI domnul Florian Coldea, care predând prezent la Academia SRI Academia Națională de Informații, se impune sesizarea președintelui României, în cazul celor trei, sesizarea SRI în cazul domnilor Maior și Coldea, sesizarea ministrului Justiției, în cazul doamnei Covesi, și sesizarea ministrului de externe, în cazul domnului Maior, în vederea unei poziții oficiale a acestora cu privire la faptele extrem de grave care au rezultat în urma edinelor Comisiei Parlamentare de Anchetă, precum și în vederea dispunerii unor măsuri ferme în ceea ce îi privește pe cei trei, doamna Covesi, domnul Maior și domnul Coldea.
procurorul EFTNA, procuror general al României în anul 2009, doamna Laura Codroacovesi, afectează grav prin comportamentul său atât imaginea instituției pe care o conduce, cât imaginea justiției române în ansamblul său. Ambasadorul României în SUA, director SRI în anul 2009, afectează grav prin comportamentul său parteneriatul strategic cu SUA imaginea României în lume. Florian Coldea, care actualmente preda la Academia Națională de Informații, prim adjunct SRI în 2009, afectează grav prin comportamentul său imaginea Serviciului Român de Informații. Tocmai de aceea, se impun cu necesitate și celeritate poziționări publice și măsuri ferme din partea persoanelor responsabile sesizate. Altminteri, ar rezulta ce persoanele direct responsabile ar accepta, conștient și voluntar, ca independența justiției, imaginea justiției în ansamblu său, independența imaginea Ministerului Public și a Direcției Naționale Anticorupție, independența imaginea Serviciului Român de Informații, precum imaginea României pe plan extern să fie grav și greu remediabil afectate. Cum facem, domnule ministru Melecanu? În regulă faptul ce, atunci când se pune problema unor măsuri concrete împotriva stâlpilor noi security, unii dintre noi nu întreprind absolut nimic, arată Liviu Pleoianu, pe pagina personală de Facebook.